După cum știți, de ceva timp am intrat în postul Paștelui. Și normal că vedetele noastre se chinuie să țină și ele post și se abțin de la mâncare și sex. Lupta este în plină desfășurare. Din păcate, Oana Roman n-a reușit încă să intre în post. Adică n-a intrat chiar toată în post și asta din cauza burții care a rămas deocamdată pe afară. După ce va intra, Oana vrea să țină post negru, domnule, pentru că negru o slăbește și poate să bage în ea cât vrea. Uitați ce bureți de bucătă. A, ce bine frumos. Și asta e busuioc proaspăt. Hai să mâncăm. Bun. Poftă bună, dragele noastre. Oana, ia, te pupăm. Arăți foarte bine. Dar Oana este nemulțumită și de miel care urmează să fie tăiat de Paște. Bine că nu e cu porumbei Paștel ăsta, pentru că atunci chiar rămâneam nemâncată, a mai spus Oana. Deși pare greu de crezut, Pără și Nicolae Guță a intrat în post. Acum să nu credeți că a renunțat la femei, nu. Dar Guță și-a comandat deja 30 de păpuși gonflabile care vor ține locul amantelor până după Paște. Sper că vezi să moară mama, sper că vezi ce fac aici pentru tine, da? Ar mai fi spus Guță. Uite cum ar fi arătat o zi din viața lui Nicolae Guță. În primul rând, scoteam piatra de sub traversă, de aici, și o puneam deoparte. Sunt artist la așa ceva. În băiat de modă nouă și v-am rupt Franța în două și pe toți dușmanii mei eu i-am rupt ulei grei și să fie veselie este! Și stați liniștiți, Guță face sex protejat cu păpușile gonflabile să nu cumva să mai facă alți copii, nu? Și Naomi a luat decizia să intre în post, mai ales că pentru ea e mult mai simplu să se abțină să facă sex cu alți bărbați. Mă bucur că am păstrat și penisul și că n-am renunțat de tot la el. În perioada asta o să fac sex singură și o să mă bucur de cele două organe ale mele, a mai spus Naomi. Acum am înțeles că te-ai făcut fată de casă. Îi gătești? E, mai mult el. Îți gătește? Da. Foarte tare. Fiecare zi. Curățenie cine fac? Eu fac curățenie. Tot el? Tot el. De asta adică m-am ești ținută ca pe orice. La început mi-a fost frică de el că îmi fură câinele, că poate mă bate. Andreea Marin este marcată de perioada asta tristă care urmează, așa că s-a implicat și ea cum a putut. Zâna a adoptat de la distanță vreo 10 turme de oi în încercarea disperată de a salva de la moarte foarte mulți miei. Cei care vor să te ajute să intre pe site-ul tău și să semneze acea petiție, să intre pe blogul meu www.andreamarinbanica.acasa.ro. Acolo este petiția, cu cât vom fi mai mulți, cu atât o să se, poate că o să se schimbă lucrurile. Andreea și-a pregătit și bagheta magică, urmând să încerce să aducă la viață miei care vor fi totuși băgați în drob. Cum? Și Bianca Drăgușanu a intrat în post? Nu în post, dar în ce? În politică? Cum e asta, bă? Bianca Drăgușanu a intrat în politică? O fi vrut să intre în post. A intrat ea în politică? Sunteți siguri? Nu cumva a intrat politica în ea? Adică, după atâta fotbal, după atâta meteorologul de serviciu, mă gândesc că mai încape și niște politică în ea, nu? Ce părere am eu despre mine? Culmea, eu niciodată n-am spus despre mine că sunt vreo frumoasă. Din potrivă, am momente în care intru în depresie, adică semidepresie, pentru că nu pot să o numesc chiar depresie, că mă simt urâtă, mă simt grasă. Loredana Chivu ține și ea post din toate, dar din toate punctele de vedere. Loredana va lua o pauză și de bărbați, urmând să înceapă o relație de scurtă durată cu niște vibratoare eco. O să merg mult pe morcov și castraveți pentru că vreau să scap de păcate, a precizat Loredana. Uite, hai să vă arăt ce cercel îmi pun eu. Uite pe ăsta de aici, de jos, cu ștras. Mai super un pic pentru că o să trebuie să te simți încercat, da? Nu, mănâncă pe mine undeva, să nu vă zic undeva mănâncă, să-mi fac piercing. Loredana a adăugat că își va face un implant de ardei capia în zona intimă, încercând astfel să arate că a înțeles semnificația postului.